Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori, în ediția de astăzi. Emisiunea Infonaturist vă aduce alături de domnul dr. Laurențiu Mircea, asta pentru că astăzi ne preocupă ce este osteopatia. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu și bine ați venit! Spuneți-ne, cum a început preocuparea dumneavoastră față de acest domeniu, osteopatia? Deci preocuparea, poate în mod paradoxal, ca pacient am descoperit osteopatia și pentru că trebuia să totuși să-mi realizez misiunea mea de terapeut, care era destul de ancorată în fibrele mele, deci m-am dirijat către Facultatea de Osteopatie din Franța. De cât timp sunteți dedicat osteopatiei? Dedicat osteopatiei sunt de mai bine de 10 ani. Și aici, în România, de câte vreme? În România, foarte exact, ne-am întors din Franța în 2007, octombrie 2007. Domnule doctor, spuneți-ne la ce anume se referă osteopatia? Deci osteopatia, dacă putem să dăm o foarte pe scurt definiția ei oficială, este o medicină neconvențională, manuală, care vizează, în urma efectuării unui diagnostic specific osteopatic, restabilirea a ceea ce numim noi a micromobilității tisulare, pentru a restabili în acest fel starea de sănătate. Deci în osteopatie se consideră că un corp care este fluid, care exprimă liber această micromobilitate, este un corp sănătos. A fost creat în 1874 în Statele Unite. De atunci conceptul a evoluat, s-a lărgit și include astăzi, cu mult mai mult decât tehnicile structurale pure, de la origine, include tehnici viscerale, tehnici craniene, tehnici fasciale. Și toate acestea se adresează corpului în întregime. Dragi telespectatori, eu o să-i propunem domnului doctor să ne demonstreze cum anume se pune un diagnostic în osteopatie și cum se efectuează un plan de tratament. Este vorba de un diagnostic osteopatic specific. Înainte de a pune acest diagnostic osteopatic specific, se face un diagnostic de excludere medical. Dacă diagnosticul de excludere medical îți permite să intervii în osteopatie, o faci și pui acest diagnostic. Am să te rog să ridici bazinul. Deci vin cu mâna sub bazin, întinde picioarele, te rog. Aici am întreaga coloană, am mișcarea bazinului, am densitatea celor două părți, stânga-dreapta, densitatea iliacelor și în proiecție pot să merg cu ușoare tracțiuni până la nivelul umerilor, la nivelul toracelui, la nivelul abdomenului, pot să diagnostichez orice zonă a corpului, având o mână receptoare sub bazin și o mână inductoare care se plimbă. Mai sunt și altele care ar veni și ar apăsa, căutând densități, căutând micromobilități, căutând prezența sau absența unei mișcări, care este fundamentul sau, să zicem, punctul de plecare al oricărui diagnostic sau tratament osteopatic. Pentru că în osteopatie vorbim de micromișcarea corporală. Dacă această mișcare este liberă, corpul este sănătos. Deci, la început, prin diagnosticul meu, caut să aflu dacă această mișcare este prezentă, este liberă și cât de ce amplitudine are, ce forță are. Dacă ea este corectă, normală, înseamnă că pacientul nu are nimic și în urma diagnosticului meu decid că nu am nimic de făcut și pot să-mi iau la revedere. Iar acum voi arăta câteva tehnici care se ocupă de partea articulară, deci care fac parte din osteopatia structurală. Deci sunt tehnici de repoziționare, să zicem, sau de recalibrare a tensiunilor spatelui. Așa. Bineînțeles, făcută în urma diagnosticului inițial, mă adresez foarte precis unei vertebre anume, într-o poziție anume. Dacă vin și fac o tehnică pe ficat, deci urmează să testez micromobilitatea ficatului, să decid în ce parametri este restrânsă această mișcare și aplic o tehnică corectoare până obțin libertatea de mișcare a ficatului. Deci pot să lucrez pe rinichi,
deci undeva, în zona rinichilor. Pot să lucrez pe pancreas, deci pot să lucrez pe intestinul gros. Sunt tehnici, întinde picior, pe vezică, vezică uter, aici. Bineînțeles, am diagnosticat înainte și știu dacă uterul este lateroversat, retroversat, anteversat. Sunt tehnici pe ovare. Intestine, stomac, deci există tehnici în zona stomacului și vii cu picioarele așa pe mine. Deci aici lucrăm undeva stomacul. În interiorul corpului există un sistem de membrane, de meninge, ceea ce numim noi membranele de tensiune reciprocă. Deci aceste meninge sunt undeva așa în interior, pe partea mediană și aici în interior, în poziție orizontală. Meningele acestea se continuă cu meningele din interiorul coloanei vertebrale și se termină pe coccis. Și toate aceste membrane constituie o unitate de tensiune și bineînțeles că trebuie să fie echilibrate, stânga-dreapta. Există tehnici și poate interesant să le arătăm, în care se lucrează din interiorul gurii. Deci se vine aici cu un deget, e simplu, deschizi un pic gura și poți să închide ușor și eu vin aici. Deci pentru că are loc o sutură, deci aici este un os zigomaticul, o sutură aici, o sutură aici, pentru sinuzite se drenează sinusul maxilar, vin aici, deschid un pic gura, aici. Dacă este nevoie să drenezi sinusul profund sfenoidal aici în interiorul capului și mai sunt și alte tehnici de genul acesta. Există în interiorul coloanei vertebrale linii de forță sau în care toate aceste ritmuri se exprimă și este imperativ ca aceste linii să fie libere. Și din această cauză, în caz de traumatism sau de șoc, liniile astea sunt primele care se blochează. În ce afecțiuni are osteopatia un succes garantat? Majoritatea persoanelor care vin să consulte în osteopatie vin cu dureri. Deci totdeauna mă doare ceva. Deci mă doare umărul, mă doare spatele jos, zona lombară, zona dorsală și zona cervicală sau o articulație, picior-mână. Deci anumite alte persoane vin cu dureri de cap. Deci începe durerea să devină mai difuză, mai puțin precisă. Sau lărgind acest capitol al durerilor, ajungem la... probleme abdominale, digestive. Se ajunge la încet încet spre, domeniul copiilor, unde sunt tot felul de alte afecțiuni posibile. Deci copilul sau bebelușul nu doarme, nu mănâncă cum trebuie, se agită, vomită, este nervos, este tensionat în permanență. Și atunci asta ar fi pentru copii. La sportiv trebuie să normalizezi și să calezi foarte bine echilibrul general al corpului și atunci pot să vină și să consulte pentru că au anumite tensiuni în anumite zone sau performanța lor nu este la înălțimea dorită. La persoanele în vârstă, unde avem afecțiuni cronice, să zicem că, deși nu putem să pretindem la o rezolvare a acestora, se creează o stare de confort. Și chiar un 10% sau 15% de confort pe care poți să-l aduci este foarte important pentru cineva suferind. Osteopatia vine cu tehnici locale și detensionează aceste tensiuni musculare. Durerea dispare. Deci în clipa în care articulația este la locul ei, durerea dispare. Nu mai sunt tensiuni pe fibrele musculare sau ligamentare și dispare durerea. Dacă este vorba de o tensiune inflamatorie, durerea va dispărea mai încet, dar este fundamental ca cele articulații, piese anatomice să fie la locul lor. La fel ca și diagnosticul, bănuim că și planul de tratament și durata tratamentului depinde de la pacient la pacient. Putem să vorbim de un minim de ședințe de care avem nevoie și dacă tot vorbim de ședințe, putem să dăm și un preț estimativ pentru cei care sunt acasă și sunt interesați dacă își pot permite această tehnică? Da, deci este o ședință de osteopatie, trebuie să fie eficace încă de la prima întâlnire.
Deci undeva ca osteopat sunt obligat să am un rezultat imediat. Deci un 30% ameliorare trebuie să apară. Dacă nu apare nicio ameliorare după prima ședință, consider că nu este de domeniul osteopatiei. Așa cum l-am organizat eu, este cu un număr de ședințe limitat și la un timp destul de relativ îndepărtat. Deci se lucrează cam o ședință la 3 săptămâni sau la o lună și se fac 2-3-4 ședințe. Deci după 2-3-4 ședințe, persoana trebuie să fie normalizată sau să meargă către o altă terapie complementară. În termen de preț, poate că este relativ scump deocamdată pentru România. Raportat la Occident este sub prețul european. Deci este undeva la 40 de euro o ședință pentru copii, 45 pentru adulți. Sună destul de interesant faptul că pentru fiecare pacient efectul poate să fie imediat după prima ședință de tratament. Dacă vrem să luăm legătura cu dumneavoastră, cum putem să facem acest lucru? Există un site pe care vă găsim sau vă putem suna la un număr de telefon? Da, bineînțeles. Deci există un site care este www.osteopatie-la-mijloc-romania.net, deci osteopatie-romania.net. Acolo sunt toate detaliile, numărul de telefon pe care putem să-l găsim acolo și poate să-l dau și acum, deci 0726215057, sau la acest număr de telefon pot să fiu găsit toată săptămâna la cabinetul unde lucrez. Este o stare de disperare să fii un singur osteopat deci care a urmat și are o diplomă de osteopatie pentru 20 de milioane de locuitori și că nici nu se poate pune problema de a face față cererii și este imperativ necesar ca această știință să apară și în România, să apară o școală de osteopatie și să încercăm undeva să nu mai fim la nivelul anilor 1950 în Franța cu 1-2 osteopați și să ne ridicăm la 2011. Iar acest drum a început să fie parcurs foarte timid în această direcție, reușind să includ România în cadrul Federației Europene de Osteopatie încă din 2006. Noi vă dorim mult succes, poate chiar în a iniția o școală de osteopatie aici în România. Da, îmi doresc și eu să fac acest lucru. Și până când acest lucru se va întâmpla, domnule doctor, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ales să rămâneți alături de noi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la emisiunea Info Naturist pentru a vă dezvălui alte terapii alternative pentru păstrarea stării de sănătate. Până atunci, să ne revedem sănătoși!